Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou clip. Eu sunt Raluca Eremie și în fiecare miercuri postez câte un clip pe acest canal despre teme de dezvoltare personală, despre viața mea ca autor, despre cărți, despre edituri, despre multe alte lucruri interesante. Așa că, dacă nu te-ai abonat, apasă pe butonașul acela roșu și chiar pe clopoțel să fii primul care primește notificările. Mie mi-ai face o mare, mare bucurie pentru că în felul acesta văd că munca mea e apreciată și că vă interesează subiectele pe care le abordez și vă mă încurajează să continui și să găsesc teme din ce în ce mai interesante pentru voi. Bine, astăzi, după cum vedeți și în titlu, vorbim despre o temă de dezvoltare personală. Așa că dacă vă interesează acest domeniu sau vreți să îmbunătățiți lucrurile la voi, cel mai bine ar fi să rămâneți. Ce te face slab? Primul lucru, sau una dintre greșelile majore pe care eu le-am văzut, e că în momentul în care oamenii își setează un obiectiv, cumva vizualizează mult partea de succes și mai puțin partea de proces. Adică stau și își fac fantezii despre cum o să fie în momentul în care o să aibă, nu știu, câți urmăritori pe Instagram sau nu știu ce salariu sau nu știu ce, nu știu, alte beneficii când ating succesul acela și mai puțin își imaginează procesul. Cumva asta e o mare, mare greșeală, pentru că dacă tu nu-ți imaginezi procesul și doar pe succes te axezi, în momentul în care o să dai de greutăți, pentru că inevitabil o să dai de greutăți, s-ar putea să cedezi. Sunt mai multe șanse să cedezi. Adică e bine și să ne imaginăm, să avem în minte cât mai concret ce ne dorim, dar și modul în care ne dorim sau modul în care o să ajungem la acel obiectiv. Dar și sunt mulți oameni care rumegă aceeași idee de nu știu câtă vreme și merg pe aceeași narrativă că e o idee genială care o să le aducă un anumit avantaj sau mult profit sau, nu știu, succes din anumite puncte de vedere, dar pentru că nu trec la următorul pas, nu transpun în act ceea ce au ei în minte, asta îi blochează și face slabi. Un alt lucru care te face slab este neexprimarea emoțională. Și aici este o diferență între a exprima emoțiile și a le lăsa să te copleșească, a răbufni. E o mare, mare diferență. Una se referă la autocontrol, pentru că tu alegi felul în care dozezi emoțiile astea și maniera funcțională, sănătoasă de a le elibera, de a te detașa de ele. Și cealaltă are la bază reprimarea. Când vrei să anihilezi, să îngropi emoțiile astea. Adică, indiferent că sunt emoții pozitive și emoții negative, pentru că sunt oameni care reprimă și emoțiile pozitive, pentru că ăsta e mecanismul lor de a funcționa. Nu doar cele negative care, mă rog, implică alte procese. Dar neexprimarea asta, netrăirea emoțiilor, într-o formă sau alta, și de o polaritate sau alta, adică plus minus, emoții pozitive sau negative, asta pe termen lung o să te facă slab, pentru că te vulnerabilizează. Cu cât reprimi mai mult lucruri, cu atât aduni în bagajul ăla emoțional pe care îl car după tine și cu atât mai mult o să îți îngreuneze drumul tău în viitor, procesul tău ca om. De aceea, asta este un alt lucru care te face slab, neexprimarea emoțiilor. Un alt aspect care te face slab sau te vulnerabilizează e faptul că rămâi în aceeași buclă negativă. Adică frustrare, furie, neputință, nevoia de validare externă și tot așa. Pentru că în momentul în care tu te ancorezi de părerea celorlalți și părerea celorlalți ar putea să nu fie ceea ce îți dorești tu cu adevărat, oricum niciodată părerea celorlalți nu o să poată să peticească lucruri la tine. Tu trebuie să crești și să te hrănești tu pe tine, nu ceilalți pe tine. De asta zic, ajungi în bucla asta, pentru că niciodată nu e suficient. Părerea celorlalți niciodată nu e suficientă pentru ca lucrurile din tine, nevoile tale emoționale sau pierderile astea ale tale emoționale să fie compensate.
De aceea zic, bucla aceasta, furie, frustrare, furie, neputință, validare externă sau nevoie de validare externă. Și o buclă în care tot te învârci, te învârci, te învârci, niciodată nu o să reușești să ieși din ea decât dacă iei hotărârea de a schimba ceva și dacă rupi lanțul ăsta măcar într-un anumit punct. Și primul pas de a ieși este să conștientizezi acest proces. Da, și să încerci să funcționezi cât mai conștient. Să nu lași, să nu recazi în aceleași tipare. Și indiferent dacă schimbi ceva în punctul 1 sau punctul 2 sau la oricare dintre brotițele astea, dacă schimbi ceva undeva, automat tot procesul se modifică și trebuie ajustat din nou acest sistem. Asta e teoria sistemelor din terapia sistemică despre care, dacă vă interesează, o să vă povestesc într-un alt clip. Dar este școala de terapie în care eu m-am format și pe care eu o consider foarte cuprinzătoare. Iar patru, ultimul punct pe care o să-l discutăm astăzi este faptul că găsești scuze și nu soluții. În momentul în care apare o problemă, pentru că inevitabil problemele apar, dacă prima ta reacție este de a găsi scuze, nu de a te focusa pe problemă, pe soluție, pe găsirea unei soluții, atunci din start ai cam pierdut. Pentru că investești energia într-o direcție care nu te ajută. Zic că ai făcut o greșeală, pentru că se întâmplă să facem greșeli. Dar dacă tu, în loc să cauți soluții pentru greșeala aia, tot cauți scuze și cauți țapii ispășitori și nu-ți asumi lucrurile, asta nu face decât să agraveze problema. Și să vă dau și un exemplu personal. La un moment dat am avut o perioadă solicitantă și aveam de făcut câteva plăți. Asta era în 24 decembrie, eu eram la birou, pentru că, de ce nu? Și am făcut o plată. Dar în loc să fac plata obișnuită, din greșeală, nu știu, am apăsat încă o tastă în plus, încă o cifră în plus la acea sumă și atunci a fost cu one digit more, cum zice englezul. Și în loc să plătești, nu mai știu exact suma, dar oricum, ca și cum acum, în loc să plătești 100 de lei, ai plătit 1000 de lei. Ceea ce contează și conta și atunci. Bun, ce am făcut? Că, mă rog, ce puteam să fac? Am sunat, am încercat să anulez, dar deja se procesase plata și am sunat colaboratorii cu cărora le făcusem plata respectivă, doamna fiind, nu, prietenă, amică, cunoștință, înțelegându-ne noi bine, a zis că da, sigur, să nu fac probleme, că rezolvă, că e ok. M-a sunat pe urmă șefa ei, mi-a zis și ea că e ok, că se rezolvă și pe urmă mi-a spus ceva de genul că nu l-a sunat pe șeful meu pentru că nu voia să-i spună să-mi facă probleme. Ceea ce am apreciat grozav, dar îi spusesem eu despre asta. Pentru că mi se părea normal să știe că, bun, vezi că nu mai sunt bani în cont, sau mă rog, sunt mai puțin bani în cont, nu te speria? Da? Și l-am sunat și am spus: bună ziua, șef, uite, asta este, s-a întâmplat, îmi pare rău, am vorbit deja, pentru că deja creasem și începusem planul de recuperare a banilor și atunci am spus problema, cum am de gând să rezolv problema și ce am făcut până atunci. Asta mi s-a părut foarte, foarte important. Și, sincer, a apreciat și el faptul că nu i-am ascuns pentru că știa că avem, sau mă rog, am o relație bună cu acei colaboratori și puteam cumva să băgăm pe sub preș și el să nu știe niciodată. Dar mi s-a părut foarte decent și onest din partea mea și profesionist să știe și el ce se întâmplă cu firma lui și cu banii lui, în definitiv, pentru că nu erau ai mei. Bun, cam asta a fost, sper că vă ajută. Haideți să le revedem foarte pe scurt. Deci, să caut soluții, nu scuze. Să nu rămâi în bucla aceea negativă de frustrare, furie, neputință, validare externă sau nevoie de validare externă. Să exprimi emoțiile, adică neexprimarea emoțională te face slab, te vulnerabilizează. Și doi, să vizualizezi și procesul, nu doar succesul. Asta era pe primul loc, sau mă rog, primul punct pe care eu l-am notat.
Bun, sper că vă ajută din nou. Nu uitați să dați un like și un share, să vadă și prietenii voștri. Cu siguranță ar avea și ei ceva de învățat din experiența mea și din aceste strategii sau aceste sfaturi, aceste mici idei. Eu sunt Raluca Ermie și în fiecare miercuri postez câte un clip pe acest canal despre, v-am zis, viața mea ca autor, despre cărți, subiecte de dezvoltare personală și multe, multe alte lucruri, sper eu, cât mai interesante. Așa că dacă vă interesează toate aceste lucruri, vă invit să vă abonați, dacă nu ați făcut-o deja, să apăsați și clopoțelul, să fiți primii care primesc notificările. Vă las toate linkurile în descriere, vă las linkurile spre canalele mele, abia aștept să ne întâlnim și pe Instagram și pe Facebook, să discutăm și acolo. Lăsați-mi recomandările voastre, întotdeauna mă bucur când primesc recomandări. Gata, eu sunt Raluca Eremie și până data viitoare să ciți mult. V-am pupat!